trebuie să ne apărăm, că noi ne apărăm existența. Noi nu vrem să cucerim nici Iranul, nu vrem să cucerim nici Libanul, noi vrem să ne dea voie să trăim în țara noastră mică și sfântă, unde trăiesc împreună și toate naționalitățile. Și asta vrem, un singur lucru să vrem. Și vreau să vă spun că situația este încordată, fiecare are pe cineva undeva și fiecare se gândește, Doamne Dumnezeule, să fie bine, să nu avem nenorociri, să nu avem răniți, să nu avem morți. Și asta e viața. Și totuși la noi viața continuă, nu avem rânduri la moluri, nu avem rânduri la mâncare, nu avem rânduri la benzină.